Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt poporul Samana Gato Semainia. Pentru că și eu am hotărât aceste clipe Simana Gato Semainia ca să stau de vorbă cu fiecare suflet, ca să te științez de acest plan al vrăjmașului Samana Gato Semainia, care caută ca să se atingă de toți copiii mei Samana Gato Semainia prin diferite boli paragude Samana Gato Semainia, prin acest duc de boală și de neputință se laide o Samana Gato Semenia. De aceea, zice Domnul, se cere post și rugăciune Samana Gado Semania, ca eu, Domnul, să zădărnicesc acest plan diabolic, Samana Gado Semania, ca cel rău să nu se bucure de lucrările lui și mene Gado Semania. Și de aceea am hotărât, pentru că și vă iubesc, Samana Gado Semania, Elike Naidiot, ca eu, Domnul, să vă științesc și mene Gado Semania, ca să fiți vegheatori, zice Domnul, Elike Naidiot, Samana Gado Semania, pentru că ci iată și-a început lucrarea vrăjmașul Samana Gado Semania, la care a început în unele corturi Semene Gado Semania Samana Gado Selaidia, ca să dea lovituri peste lovituri, zice Domnul, Erika Naidio Samana Gado Semania, pentru că ci iată eu, Domnul, mă voi descoperi și întoi de noapte Samana Gado Selaidia, cu privire la fiecare familie, cu privire la fiecare suflet Samana Gado Selaidia, că Naidio Samana Gado Semania, ca fiecare suflet, zice Domnul, să vină înaintea mea cu zile sfinte Samana Gado Semania, pentru că și te iubesc poporul și te vreau curat Samana Gado Selaidia, Erika Naidio Samana Gado Semania, pentru că ci vremuri grele stau în fața voastră, zice Domnul, și de aceea Samana Gode Selaidia, chemați-mă mai mult într-o vreme ca și aceasta, zice Domnul, lăsați totul la picioarele mele, căci eu sunt acela care m-am îngrijit și mă voi îngriji de fiecare suflet în parte, zice Domnul, n-am lăsat și nu voi lăsa ca să duceți lipsă de hrană Samana Gode Semania. De aceea uniți-vă în dragoste și în sinceritate, uniți-vă în post și rugăciune Samana Gode Selaidia, ca cel rău să nu-și ducă planul la îndeplinire, zice Domnul, Elika Naidio Samana Gode Semania. De aceea ca semn, căci eu sunt acela paragude Semania, care m-am coborât în dreptul fiecăruia și mi-a negat o Semania și am cercetat fiecare suflet în parte, zice Domnul, iată paragude Semantio și mi-a negat o Semania, veștile rele paragude Semania care vor veni, zice Domnul, chiar la urechile voastre și vă veți îngrozi de ce veți auzi și de ce veți vedea, zice Domnul, dar fiți stari într-o vreme ca și aceasta, chemați-mă ca Naidio Samana Gode Semania, cum mă veți chema, așa eu, Domnul, vă voi îmbrăca cu putere, zice Domnul. Rămâneți la Saragode Semainiat, la starea în care eu, Domnul, v-am așezat, zice Domnul. Rămâneți la locul de smerenie, de ascultare și de împlinire, zice Domnul. Pentru că-ți ferice va fi de acela care va lua aminte la ceea ce eu, Domnul, astăzi vorbesc. Amin, amin.